Bună seara, stimați prieteni! Sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și de această dată am onoarea, în primul rând, să am un invitat deosebit în studiul nostru și de asemenea să venim în fața dumneavoastră cu un subiect și, a spune, o temă foarte importantă pentru piața noastră de zi cu zi, în secolul acesta, în secolul 21. Așa că, înainte de a vorbi despre temă, haideți să-i spunem un bun revenit prietenului nostru, uh, Valer Monafu, președintele Societății Misionare Române și păstor al Bisericii Creștine Baptiste Betel din uh, Anaheim, zona Los Angeles. Valer, bine ai revenit! Mulțumesc foarte mult, Cătălin! Bună seara ție și telespectatorilor tăi! Slavă Domnului pentru această revedere, o bucurie de fiecare dată când stăm împreună și, în și pe meleagurile americane, dar mai mult pe plaiurile Dâmbovițe aici în București. Slavă Domnului pentru toate, că El îngăduie și zilele și, să spunem, și uh, circunstanțele astfel că să ne revedem și mai mult să stăm în fața uh, Cuvântului Dumnezeu și a, și a lucrării pe care Dumnezeu ne-a pus-o în față. Amin. Am prezentat cu o altă ocazie, lucrarea pe care o face Societatea Misionară Română, și am vorbit despre editură, despre carte, am vorbit despre misiune, despre sprijinul lucrării uh, uh, păstorilor, a misionarilor. Deci, practic, face misiune atât așa cum știm noi în modul clasic, dar și prin uh, alte mijloace, ajutor social, lucrarea aceasta uh, redacțională, dar vorbim de uh, carte, de uh, uh, editură. Și aș vrea să vorbim puțin mai mult de data aceasta pe zona aceasta publicistică a cărților. Uh, Trăim într-o vreme în care cartea parcă începe să-și din, uh, din însemnătate, din importanță, în sensul că, pe de o parte, toate studiile, cercetările, sondajele spun că se citește mult mai puțin. Vorbim de lumea întreagă, lumea laică. Copiii, elevii uh, studiază mai puțin, citesc mai puțin și uh, cea care este câștigătoare în cursa aceasta a acaparării timpului nostru liber este, bineînțeles, mass media. Când vorbim de mass media, ne gândim la tot ce înseamnă conținut, video, audio, chiar este o, o formă de carte audio, dacă vorbim despre, dar asta vom vorbi despre cartea tipărită și vedem că dacă în lumea aceasta, să spunem, like trendul este așa. Observăm că și în zona noastră creștină, evanghelică, în mod special, se citește din ce în ce mai mult. Deși noi avem cartea de căpătâi și ar trebui să o studiem și anume avem cartea Sfânta Scriptură, Biblia. Cum începem cu prima? Aș vrea să ne uităm împreună la situația aceasta, să vedem, pe de o parte, cum adresați, cum vezi tu problema aceasta, provocarea aceasta de a continua să căutați să publicați cărți, să veniți cu uh, lucruri frumoase uh, în, uh, să spunem așa, în ajutorul nostru pe toate segmentele de vârtă și apoi provocarea aceasta în care și tu vezi că ai copii și eu văd și ne uităm în jurul uh, să spunem așa, mirajul acesta pe care imaginea video, uh, tot ce înseamnă contentul acesta foarte ușor de accesat, este, să spun, la îndemâna tuturor și, într-adevăr, nu aduce întotdeauna beneficiile. Cartea rămâne carte. Așa ca să începem cu o încurajare din partea mea pentru tine, eu sunt unul care încă citesc Biblia, dacă vorbim despre de pe format tipărit. Am și format electronic, dar studiul meu dimineața, cititul meu de fiecare dimineață, se face pe o, o Biblie tipărită. Cum vezi tu Într-adevăr, cred că uh, e adevărat faptul că uh, mass media și înregistrările video și podcasturile și uh, toate uh, emisiunile acestea, atât de accesibile, chiar și aceasta pe care o facem exact. noi acum, uh, reprezintă o metodă mult mai nouă de diseminare a informației și de uh, uh, educație, chiar. Uh, însă. Cartea e deosebită, cartea e specială, după părerea mea, și noi suntem oameni ai cărții, în general, creștinii, pocăiții, evanghelicii, suntem oameni ai cărții, ai scripturii, așa cum ai, ai spus, și nu cred că ar trebui să ne lăsăm descurajați sau cumva intimidați de apariția acestor noi mijloace de transmitere a informației și de educație, care sunt foarte bune. De altfel, cred că trebuie să le folosim din plin în nișa în care ele își rolul, și atâta cât putem însă nu cred că trebuie să renunțăm la carte. Societatea Misionară Română încă de la începuturile ei s-a axat pe aducerea de literatură creștină de calitate în România, într-o vreme în care, bineînțeles, literatura creștină era interzisă în România. În anii 70 și 80, Era, apoi pe vremea aceea se făcea, bineînțeles, aduceau în mod ilegal, prin contrabandă, să zicem așa, aceste materiale, și erau traduse și erau copiate, bătute la mașină, în mai multe exemplare de frați și uh, diseminate. Însă, după Revoluție, am început să publicăm cărți uh, valoroase, așa cum spun, din literatura creștină, uh, nu gândindu-ne că nu o să le citească nimeni, ci cu dorința și cu înțelegerea faptului că oamenii o să le accepte și o să se bucure că le au și sunt foarte mulți oameni care fac lucrul acesta. Deci, răspunsul meu la întrebarea ta cumva este că n-ar trebui să ne lăsăm dezcurajați, din potrivă, ar trebui să continuăm să promovăm cartea și să învățăm pe cei tineri că e important să citească. Dacă te uiți la un video și prinzi câteva idei, e un lucru bun, dar când ai o carte pe care poți să o studiezi, o ai lângă tine, poți să subliniezi, poți să scoți idei din ea, Poți să te întorci la ea, poți să o frămânți timp de câteva zile sau câteva săptămâni, după aia o pui în bibliotecă și cumva devine parte din identitatea ta. Ceva ce mai greu faci cu un video, care e acolo undeva pe internet, poți să-l mai accesezi, poți să te mai uiți la el, dar parcă nu are aceeași, același impact pentru tine ca om, ca o carte. Mai mult, acum se știe că atunci când citești o carte, Îți imaginezi singur, îți faci filmul tău în, în minte, a ceea ce se întâmplă. Uh, imaginezi, practic, tu ești regizorul, tu ești cel care uh, îți creezi propriul film. Așa că, practic, uitându-ne la o imagine care e în desfășurare, uh, făcută de altcineva, deja nu ai decât să asești la ceva făcut de altcineva, la imaginația pe care respectivul, cel care a făcut filmul, a avut-o la vremea respectivă. Așa că a spune, dacă vorbim din punct de vedere la creativități, într-adevăr, cititul unei cărți e mult mai creativ și dezvoltă o mult mai... Asta ca, de, deși Așa vin este. din partea asta de video, cu siguranță și eu sunt de aceeași parte. Așa este, la o înregistrare video e ce-ți dă regizorul sau producătorul și trebuie să-l uh, mergi cu ce ai. La o carte poți să-ți aduci și propria imaginație. Uh, și mai e ceva, o carte uh, e mult mai concentrată, mult mai densă decât o emisiune uh, de genul acesta care... Și poți în câteva minute sau eu știu, nu poți să dezvolți foarte multe idei într-o emisiune de genul acesta sau un podcast. Dar într-o carte poți să ai uh, mult mai multe idei pe aceeași temă și poți să dezvolți un subiect uh, mult, mult mai bine și să-l uh, aduci cercetări, să aduci uh, lucruri mult mai. Uh, aprofundate și mai amănunțite. Acum, din nou, eu realizez că suntem într-un studio de televiziune, nu suntem într-o tipografie sau într-o editură și de aceea spun că și emisiunile acestea așa au rolul și sunt foarte bune, însă n-aș vrea ca să înlocuiască cu totul lectura din viața noastră. Și din păcate am auzit la prieteni de e mei care îmi spun măi nu mai încercați să ne dai cărți că nu mai avem timp, că avem atât de urmărit pe internet că nu mai avem timp să citim și cărți. Și Uh, din păcate, asta e o abordare uh, greșită, cred eu. Cred că trebuie să ne facem timp. Trebuie să fie parte din disciplina, din disciplina noastră, așa cum citim Biblia, să avem și cărți pe care le citim și care ne ajută și să înțelegem Scriptura mai bine, dar și să devenim mai educați și mai informați. Slavă Domnului! Hai să vorbim acum despre uh, modul în care tu, voi ca organizație, priviți componenta aceasta în, să spunem așa, în tot pachetul așa de lucrări pe care le face. Uh, printre lucrurile pe care le-am enumerat și pe care uh, voi le faceți cu, cu, mare dărnicie, să spunem așa, cu mare uh, seriozitate, slavă Domnului, și acum este o lucrare de misiune venit în, cu treabă, ca să zic așa, între noi, uh, cum vezi tu importanța, dacă ar fi să alegi așa, uitându-te la fiecare, lucrarea misionară, lucrarea asta de suport social, mai ales știu că ați fost implicați în tot felul de activități și dacă puteți să ne spui și partea aceasta uh, publicistică a cărților, cum vezi tu, cum se îmbină ele, cum se leagă, să spunem așa, pentru că până la urmă Societatea Misionară Română este o organizație care face foarte multe și în momentul în care te uiți, vezi că lucrurile sunt foarte armonioase. Cum care e se secretul? Din punctul meu de vedere, partea aceasta de publicare de carte este extrem de importantă. Sigur că avem uh, misionarii care slujesc și care duc Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia în foarte multe zone ale României, care sunt de fapt uh, punctul central al organizației noastre, cei peste 60 de misionari pe care îi avem în zone rurale și mai puțin uh, în zone mai defavorizate din România. Însă, cartea, publicarea de carte este un alt element al societății misionare, așa cum spuneam, care cred că este extrem de important pentru că aduce cărți valoroase din literatura străină. Noi cu asta ne ocupăm, în general, publicăm traduceri ale unor cărți valoroase creștine din vest, din lumea creștină. Um, și de asemenea avem și cărți ale unor autor români mai puține, dar avem și de genul acesta și cred că este, sunt, sunt importante pentru că acestea ajută la creșterea spirituală a omului care a auzit Evanghelia și care s-a întors la Dumnezeu ajută la uh, ucenicizarea uh, creștinilor, ajută liderii să știe cum să facă lucrarea și cum să ucenicizeze și cum să crească noi creștini um, avem cărți de, care ajută cu viața de familie, te învață cum să trăiești ca un om al, copil al lui Dumnezeu într-o familie care caută să trăiască în sfințenie, în cărți de istorie, de creștere spirituală, nu numai cărți de teologie. Deci cred că componenta aceasta este la fel de importantă pentru că este cumva un alt pas. După ce ducem Evanghelia și omul aude și se pocăiește, trebuie să crească, trebuie să se maturizeze și sigur că noi credem în sola Scriptura, dar nu credem în nuda Scriptura, deci nu doar Scriptura, Scriptura este autoritatea ultimă pentru noi, însă cărțile, literatura creștină scrisă de copiii lui Dumnezeu care au studiat și care pot să explice Scriptura ajută foarte mult la creșterea noastră spirituală și cred că sunt indispensabile. De aceea pentru mine și pentru noi la Societatea Misionară Română publicarea de carte creștină este foarte, foarte importantă și ne bucurăm că avem ocazia să facem lucrul acesta. În nișa aceasta de carte creștină să avem și noi o prezență. Știu că sunt multe alte edituri care aduc cărți creștine în România și care le publică, însă noi avem și noi locul nostru și nu vrem să o considerăm un lucru de apucat și nici un lucru neimportant. Ne investim foarte mult resurse și energie pentru a găsi și a aduce literatură de calitate și de a o promova în România. Bun, mi-a plăcut foarte mult uh, termenul acesta de literatură de calitate. într-o lume și ai văzut, uh, și tu cam uh, ce se întâmplă în ultima vreme, în special după pandemie, când uh, să spun așa, mesajul acesta creștin de diverse culori, s-a -a răspândit pe internet practic multe biserici peste care aveau serviciu clasic, au ieșit în online, mulți predicatori, mulți slujitori, unii mai faimoși decălțați, au explodat, așa să spun, în zona aceasta al online-ului. Și cu ocazia aceasta, bineînțeles, foarte multe lucruri frumoase, corecte, hrană bună, aș spune eu, din punct de vedere al Sfintei Scripturi, dar și foarte multă uh, maculatură, dacă aș vrea, foarte multe erori, foarte multe interpretări greșite, învățături care nu zidesc din potrivă, erezii câteodată, uh, pe care noi aici, în studio, avem grijă să le discutăm și să le corectăm cu diversi invitați specializați în, în zona aceasta a teologiei. Uh, când vorbim despre carte, cred că nici cartea nu, nu este scutită. sau este. literatura aceasta creștină, care pe lângă scriptură ajută la creștere. Ce gritare? Cum Știu că ești un cititor, cum îți dai seama sau cum, cum încerci să îți dai seama să faci o lucrare, pentru că, într-adevăr, necesită o grămadă de efort și, totuși, lucrarea ta să fie de folos și curată și corectă din punct de vedere. Ai dreptate, există foarte multă maculatură. Și foarte multe lucruri inutile. Deci, cartea, doar pentru că e tipărită și e legată, nu înseamnă că este și de valoare. De aceea, noi căutăm autori consacrați, autori care uh, scriu de ani de zile și sunt publicați de edituri prestigioase creștine din vest, autori pe care i-am citit și pe care i-am găsit a fi uh, în linia ortodoxă a credinței noastre, uh, și care nu scriu prostii și erezii. Uh, și când se întâmplă, din păcate, se întâmplă uneori ca un autor pe care l-am publicat și l-am promovat uh, să cadă, să aibă o cădere sau o schimbare de uh, poziție. Uh, trebuie să ne reevaluăm uh, poziția cu privire la acest autor. Și, uneori, dacă cărțile scrise în trecut sunt încă de valoare, le păstrăm. Dacă nu. Le, le aruncăm vezi situația lui Ravi Zacharias noi am publicat multe din cărțile lui Ravi până când a fost scandalul cu, uh, care a fost acum câțiva ani, vreau să le amintesc uh -huh. uh, și acum uh, încă mai avem la vânzare anumite cărți ale lui care sunt cărți bune uh, sunt uh, idei uh, bune, învățături bune chiar dacă el ca om uh, a călcat strâmb și n-a mai avut ocazia să se pocăiască pentru că a trecut, a, a trecut din viața aceasta, nu am aruncat cărțile lui. Însă, în alte situații, s-a întâmplat să nu mai promovăm alți autori. Dar, așa cum spuneam, avem un proces foarte riguros de evaluare a acestor cărți. Avem consultanți cu care lucrăm, frați care fac parte din echipa noastră care recomandă diferite cărți și le citim, le evaluăm și dacă considerăm că sunt importante și de valoare, atunci le traducem și le publicăm în limba română. Așa e. Și noi uh, mergem pe același principiu și noi avem pe canalul nostru de YouTube uh, filmări cu Ravi Zaharia, chiar de când a fost în România, chiar nu au ocazia să-l filmăm, să avem să parcem la evenimente uh, la care am fost partener media, de asemenea. Uh, și alți autori uh, care între timp au deraiat unii dintre cei de acolo sunt chiar din, din, din sfera noastră, de aici, locală, din România. Păstrăm în continuare ceea ce a fost până la momentul X când noi am și Din momentul acela practic n-am mai postat, n-am mai prelucrat da, absolut da. nimic. Se vede clar anul în care au fost publicați, da. în care au fost filmați. Vreți să faceți diferența asta între cine au fost și ce sunt acum, astfel încât sunt persoane care nu mai, fi, nu mai pot fi frecventabile. Da, adică. Nu mai suntem de acord cu învățătura. Și, și mai este un lucru, uh, cu privire la subiectul ăsta. Noi nu suntem o editură, uh, noi suntem o, o fundație non-profit. Nu căutăm să facem profit din cărțile noastre, de aceea nu o să găsiți la editura Cartea Creștină uh, cărți uh, din astea de citit în bucătărie în timp ce faci mâncare sau uh, cărți de dragoste sau da, eu știu exact. romane siropoase care se vând foarte bine, uh, din păcate și care sunt, așa cum spunea maculatură în mare parte, ci o să găsiți numai cărți valoroase care, din păcate, nu se vând foarte bine, dar care pentru noi sunt instrumente de susținere a lucrării bisericilor în educația spirituală, în creșterea spirituală, în ucenicizare și în evangelizare. Bun, îmi place foarte mult modul în care vezi cartea completând lucrarea pe care o faceți. Deci ca să extindem uh, puțin discuția exact la capitolul acesta ca să înțeleagă și spectatorii. Pe lângă faptul că voi vă ocupați de uh, recrutarea, de a, pur și simplu, de a da tot ce înseamnă ajutor pentru misionarul care într-o zonă de obicei uh, nu cea mai confortabilă, dar în zone defavorizate, uh, pe lângă faptul că îl sprijiniți cu cele necesare traiului da și uh, pentru că toți au familii și sunt acolo uh, uh, în zone dificile Voi veni și cu un suport al educației Pe de o parte educația lui, continua, uh, o educație continuă da? Pentru că, dai seama, și a comunității pe care încearcă să o creeze acolo Și asta e foarte important Iar acum, unul dintre uh, avantajele pe care și eu le văd și pe care tu nu l ai zis Aici este că eu citind din cărțile voastre uh, Ușurința limbajului deci nu este un limbaj foarte sus, foarte elevat. Să zicem că se adresează unei anumite categorii de studenți, teologi, academicieni, oameni care vă zic, greu te apropii de textul din cărți. Care... Depinde ce carte ai citit, frate, tătărân, că avem și institutările local vin traduse. Alea sunt un pic mai dificile de citit, dar avem și cărți, bineînțeles, pentru omul de rând. Bun, eu n-am ajuns la nivelul e, acela că... de, de studiu, dar uh, cel puțin ceea ce am citit, eu vorbim de Așa cum vedem și în cărțile de aici din, din imagine, cărți foarte uh, la nevână și pot fi înțelese și de un nivel mediu de, de oameni, da? la nivel de pregătire. Sigur, sigur, păi asta este asta asta e scopul, să ajutăm pe oameni să crească, să ajutăm pe oameni să se instruiască, să, uh, să crească spiritual și în alte puncte de vedere. Și alegem uh, materiale care sunt accesibile, uh, nu de nu de proastă calitate ci accesibile în sensul că uh, folosesc un limbaj mai ușor și nu foarte uh, academic. însă avem și cărți academice. avem dicționar biblic, avem uh, teologii sistematice, uh, avem, așa cum spuneam, institutele lui Calvin traduse mai de mult, dar uh, sunt în, uh, în portofoliul nostru și multe alte cărți, multe alte cărți de valoare. Dar, așa cum, vezi, cum vedeți și aici pe ecran, a pus fratele câteva cărți din noile apariții, încercăm chiar în, din punctul ăsta de vedere, să aducem chiar și o teologie sistematică pentru tineri și pentru părinți care să poată să discute cu copiii lor despre aspecte teologice mai dificile. Vedeți acolo în imagine adevărul mari pentru inimii fragede. Despre asta este vorba. E o carte scrisă pentru copii și tineri de către un teolog de marcă american, Bruce Ware, profesor de teologie și pastor, care a scris o carte ca să explice copiilor lui uh, principiile de bază ale teologiei sistematice despre Dumnezeu, despre Trinitate, despre om, despre mântuire, despre biserică, uh, și le-a pus într-un uh, într context și într-un limbaj foarte, foarte accesibil și le-a explicat foarte frumos. Uh, cartea asta e foarte dragă mie pentru că eu am fost implicat în lucrarea de tineret foarte mulți ani și am folosit-o la catecheză, cartea asta, în limba engleză. Și când am avut ocazia, am obținut copyright-ul și am tradus-o și am văzut-o și în limba română și o recomand tuturor uh, celor care au copii sau nepoți și care vor să discute cu ei despre uh, principiile mari ale teologiei uh, pe înțelesul lor uh, și, bineînțeles, tuturor păstorilor și păstorilor de tineret pentru că e o carte foarte, foarte valoroasă, scrisă pe înțelesul celor mici. Da, și chiar pentru înțelesul nostru, pentru că, o să mai spun așa, o, o altă realitate pe care o observăm și chiar am propus în biserica în care sunt la un moment dat și pe unde o mai mă duc. Observăm că, pe de-o parte, ne depărtăm de învățăturile scripturii prin acumularea de bagaje din astea ciudate care vin prin mediul online-ului, deci tot felul de aberații, da, eu le-am zis, maculatură, tot felul de învățături și începem să uităm o învățătură de bază, mărturisirea de credință, ceea ce noi învățăm la cursul de cateheză, deci practic acea hrană de bază a copilului care se naște, copilul nou născut, da, spiritual vorbesc. Și Dar... am propus, haideți, și a fost un an în care la nivelul bisericii am făcut cursul de haticheză împărțit pe tot anul, învățătura despre Dumnezeu, învățătura despre Biblie, despre... absolut am reluat cu toată biserica. Da, dar astea sunt obligațiile părinților, de fapt, să-și catiheseze copiii și să învețe de mici principiile acestea părinții creștini. Noi lăsăm uneori în seama bisericii să facă lucrul acesta, dar cred că e important ca și părinții să poată să facă lucrul ăsta și chiar ei să trăiască după principiile acestea ale teologiei. Învățăm teologia nu doar ca să avem capete mari, Învățăm teologia ca să o trăim. E un lucru foarte practic. Și principiile acestea trebuie să ne informeze și să ne coordoneze deciziile în viață. Bun, așa e, așa cred și eu, și într-adevăr nu e un proces ușor să stai, mm -hmm. să. Nu e ușor, mai ales să-i convingi pe copii. Chiar mă gândeam cum reușești să, să rezisti la provocările acestea, mai ales că. Tu spui că nu faci profit și că nu editora încearcă, dar totuși că au crescut foarte mult costurile și asta vreau să vorbim puțin și de zona aceasta. Uh, mulți văd societatea misionară ca o organizație care dă. Da? Dar pe de altă parte, acum vorbim și din partea cealaltă a unui ONG care într-adevăr face lucrarea asta cu bucurie, dar care și are provocările și cheltuielile și nevoile ei ca organizație. Uh, mai ales dacă vorbim de partea asta redacțională, au cu costurile cu tradusul, cărți, costurile de publicare, costurile, toate costurile în general. Bineînțeles. Cât, cum de încă mai poți face, că mulți au rezolvat, ai văzut că foarte mult au trecut în online. Sunt acum cărți online, PDF-uri, multe publicații, dacă vorbim de presă, nu mai vezi un ziar așa cum erau înainte o mulțime de, de publicații dintre acestea de știri. Foarte mult se transformă în zona aceasta online-ului și se publică, se tipărește mai puțin datorită, pe de-o parte, costurilor și na, lipsei interesului până la urmă la cititorilor care preferă să să, să știați că Știi cum e? Poate auziți în tagma asta la, 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 copii, la tineri în și a, nu, am văzut filmul, știi? N-am știut carte, am văzut filmul. Nu toate cărțile au un film. Da, da, da. Uh, noi trăim din donații, Trăim din donații și mulțumim Dumnezeu că, iată, putem să publicăm cărți. Nu așa de multe câte ne-am dorit, dar avem așa șase, șapte titluri pe an. Vrem să ajungem la zece titluri pe an pe care să le publicăm. Într-adevăr, costurile sunt mari. Costurile cu obținerea drepturilor de autor sunt mari. Costurile cu traducerea sunt mari, cu tipărirea sunt mari, și cu și distribuția. Costurile acum sunt destul de mari și uh, e adevărat că se cumpără cărțile din ce în ce mai puțin iar pe unele chiar nu le vindem pentru că le dăm, le folosim ca instrumente de evangelizare și le dăm cadou. Dar trăim din donații și sunt oameni care cred în misiunea aceasta și le mulțumesc pe această cale și îi invit și pe alții care cred că aceste cărți pot fi instrumente în mâna bisericii și a lor pentru eugenicizare și pentru evangelizare să contribuie la lucrarea aceasta. Noi reinvestim toți banii obținuți din vânzarea cărților, ne reinvestim în publicarea altor cărți, deci avem donații, avem vânzările și de multe ori mai obținem și granturi de la organizațiile care vor să promoveze anumite, anumiti autori și ne oferă, ne oferă granturi, dar asta se întâmplă mai rar. Mai rar. Comparând Statele Unite, zona aceasta a diasporei uh, și România, cum vezi, uh, să spun așa, impactul pe care îl are? În general, ce observăm este că atunci când vorbești despre lucrare, despre ceea ce se întâmplă aici, despre ajutorul pe care voi îl faceți americanilor și chiar românilor americani, sunt mai entuziasmați să se implice, să ajute, decât atunci când le vorbești românilor despre ceea ce e lângă ei. Uh, am văzut asta și în implicarea aceasta cu Ucraina, cu ajutorul pentru Ucraina, uh, criza economică, vorbim de Turcia, cu tremuri, Siria, dar au fost uh, câteva exemple. Perioada aceasta de COVID uh, a, a fost o lecție foarte importantă. Uh, pe lângă provocările pe care le-am avut și prin care cu, cu ajutorul domnului am trecut cu toții, am descoperit și câteva probleme pe care noi le avem cu comunitatea evanghelică. Pe de-o parte, ți am zis entuziasmul ăsta. Acesta poate de fire și de cultură și de educație, dar de obicei te aștepți ca misionarii români să fie sprijiniți și încurajați de noi, de cei de aici din țară. Și așa ar fi, cred că, normal. Dar iată că, de multe ori, nu mai suntem în comunism, într nu se putea. Dar acum, parcă tot baza este în afară, așa, absolut. Cum vezi tu lucrurile? Într-adevăr, am observat o dorință a românilor care au, acum au și sunt resurse destul de multe și în România, de a merge și face misiuni în altă parte. Și cred că este și fascinația asta a exoticului, a merge undeva departe de țara ta și de casa ta, așa cum americanii merg în restul lumii. Uh, noi și noi vrem să mergem în Africa și în alte țări și să facem misiune, ceea ce nu e rău dacă suntem chemați în direcția aceea. Însă, Cuvântul Dumnezeu spune să mergem în Ierusalim mai întâi, apoi în Judea, apoi în Samaria și apoi la marginile Pământului. Și cred că răspunderea noastră este în primul rând pentru cei de-ai noștri, cei de acasă uh, și cei din jurul nostru, vecinii uh, noștri, uh, consătenii noștri, uh, cei din orașul nostru și apoi să mergem în altă, în altă țară. Eu sunt foarte încântat și bucuros să știu că românii fac misiune atât cât fac, chiar și în afara țării. Am să bine cuvânteze. Avem parteneri români din America care ne susțin, dar ar fi foarte frumos dacă ar fi și cei de aici din România, partenerii noștri în lucrare. Așa că vă stăm la dispoziție. Dacă vreți, ne puteți găsi pe site-ul nostru rmsonline.org. Acolo sunt informații de contact și uh, putem discuta dacă există cineva care vrea să ne ajute. Ne apropiem de finalul emisiunii, Valer, și vreau să discutăm puțin și despre viitor. Am văzut ce am făcut, ce faceți în continuare. Slavă Domnului! Care sunt, să spunem așa, planurile pe care le aveți în, în, în viitor și mai ales pe ce zonă ați vrea să Vă mai mult din punct de vedere al și a publicațiilor tipărite, dar și al lucrării de misiune. Continuăm misiunea pe care o avem de a răspândi Evanghelia în România pe metodele clasice pe care le avem cu misionarii și cu lucrările sociale, dar bineînțeles și prin publicarea de carte. Și planul este să. Continuăm ceea ce am început și să încercăm să avem până la 10 titluri pe an de acum înainte, dacă Dumnezeu ne va ajuta, să continuăm să aducem literatură de calitate și să publicăm literatură de calitate în România, literatură creștină de calitate și cărți care să fie utile pentru credincioși și pentru viața lor spirituală, dar și pentru lucrarea pe care o fac. Așa cum poate se vede și pe ecran, avem. Cărți de apologetică, de teologie, de creștere spirituală, de viață de familie, de istorie. Încercăm să acoperim cât mai multe domenii uh, din uh, spectrul acesta de uh, informare și uh, de uh, literatură, uh, care să fie într-adevăr utile. Din păcate, nu avem foarte multe cărți devoționale, și asta este un domeniu în care ne gândim să intrăm uh, mai mult în viitor și acelea sunt foarte importante și nu, nu, avem foarte multe în portofoliul nostru. Și, bineînțeles, dorim să fim prezenți în cât mai multe biblioteci ale credincioșilor și chiar și necredincioșilor pe care dorim să evangelizăm din România și din diaspora europeană și, bineînțeles, din America ai vorbitorilor de limba română. Așa să, să... Vă aștept, Dumnezeu, și pe noi, și pe voi să putem să citim mai mult, și de asemenea să publicați cât mai mult. Unde vă poate găsi cititorul român? Dă-ne câteva detalii despre librării, site-uri, pagini de social media. Sigur, avem site-ul editurii noastre, editura Cartea Creștină, este ecc.ro. ecc.ro este un site nou foarte funcțional pe care puteți intra și vedea majoritatea titlurilor pe care le avem, sau poate chiar toate la momentul de față, că știu că lucram la actualizarea lui, pentru că numai ce l-am lansat câteva luni în urmă. Puteți vedea titlurile noastre și de asemenea puteți consulta și vedea un pic din cartea respectivă și apoi se pot chiar cumpăra cărțile pe site direct cu cardul. Avem de asemenea, suntem prezenți în majoritatea librăriilor mari din România creștine și în alte puncte de vânzare a cărților pe la biserici, dar modalitatea principală probabil că este pe website, pe ecc.ro. Aș vrea de asemenea să promovez, ca să spun așa, una din ultimele apariții, această carte a lui Alastair Begg, Curajos prin credință, pe care o vedeți pe ecran, care este o carte, așa cum spuneam mai devreme, nu foarte greu de citit. E o carte a unui pastor american care ne dă o încurajare din uh, cartea Daniel din Biblie uh, despre cum am putea să trăim cu curaj în lumea aceasta post-creștină. E o carte excelentă, ușor de citit și care ne dă niște repere foarte bune uh, pentru oameni care poate sunt speriați de progresismul acerb care există în societatea noastră și uh, o carte care ne încurajează prin principiile lui Dumnezeu uh, de viață care se aplică foarte bine pe situația în care ne aflăm noi astăzi. Curajos prin credință, vă recomand. Și de asemenea, cealaltă carte care este pe ecran este Cartea Fratelui Brânzei, Chemare la Ascultare și Pocăință, un studiu în cărțile Samuel, Judecător și Rut. O carte de asemenea ușor de citit în stilul narrativ al Fratelui Brânzei, care este un foarte bun povestitor și care face mult mai accesibil acele cărți din Vechiul Testament și chiar o, o prezentare frumoasă acestor cărți și foarte bine informată. Vă recomand și pe aceasta la ecc.ro și în toate librările creștine, așa cum spuneam. Acum, întrebarea poate cea mai importantă din toată emisiunea. Lucrarea lui Dumnezeu se face în continuare. Dumnezeu are, să spunem așa, dorința asta de a face lucrarea împreună cu noi, deși el ar putea să o facă singur, fără nicio problemă. De-a lungul timpului Dumnezeu s-a folosit de oameni pentru că și voi sunteți oameni, organizația și plus cei care sunt parte acestei lucrări foarte frumoase, uh, au nevoile lor. Spuneți în care sunt nevoile și pentru ce uh, trebui să ne rugăm să cu ce vă putem noi ajuta, atât noi cât și ceilalți uh, să spunem, telespectatori care ne rămân în clipa de față. Cu siguranță de rugăciune, dar cu, mai sunt și altele uh, în lista aceasta a nevoilor pe care o organizație care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu le are, și fără nicio jenă, te rog frumos să ni le spui, pentru că vreau să scoatem în evidență și aspectul acesta. Pentru că vorbim despre carte, eu aș sugera, dacă vreți să ne ajutați, să mergeți să cumpărați măcar una astăzi pe site-ul editurii noastre, dacă nu chiar două. Sunt cărți foarte, foarte bune și arată chiar bine, pot fi chiar și cadouri. Dacă vreți să faceți cadou cuiva o carte bună, le puteți lua de acolo. Așa cum spuneam, veniturile din vânzări, noi le reinvestim în publicarea de noi cărți. Așa că dacă doriți să ne ajutați, așa o puteți face cumpărând niște cărți. Dacă vreți să vă implicați mai mult, sigur că o puteți face prin donații la, pentru Fundația Barnaba, care este Fundația Sutății Misionare Române. Uh, sau uh, pe site-ul nostru la uh, rmsonline.org, unde se poate dona uh, cu cardul uh, sau prin contul din bancă. Deci uh, rugăciunile sunt întotdeauna uh, cele mai importante, așa cum spuneai, și uh, pentru cei care chiar nu au posibilitatea să cumpere o carte sau să ne susțină financiar, ne-am bucurat dacă ne-ar susține în rugăciune, este o lucrare frumoasă, dar o lucrare grea, așa cum sunt toate lucrările misionare, dar o lucrare plină, plină de satisfacții, pentru că vezi cum Dumnezeu lucrează și te simți privilegiat că faci parte dintr-o astfel de lucrare măreață de mântuirea sufletelor. Duminica aceasta am fost la un serviciu divin la biserica Volgota din București, în care s-au botezat 15 persoane. De mult am mai fost la un botez cu 15 persoane și m-am bucurat așa de mult, mai ales pentru că Biserica Golgota e biserica mea unde am crescut și unde m-am întors la Domnul și unde m-am pocăit și eu și m-am botezat și eu acum 24 de ani. Și a fost tare frumos și l-am laudat pe Dumnezeu pentru izbânda pe care a avut-o în inima celor oameni care s-au întors la el. Și asta este de fapt țelul nostru, obiectivul nostru în generația aceasta, de aia suntem aici, să putem să ajutăm la lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt De a transforma inimi și de a aduce oamenii în pocăință la viață veșnică Prin Domnul Iisus Hristos Și uh, pentru asta ne rugăm și de aceea avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră Slavă Domnului și noi vom fi de ajutor De asemenea ca, un, ca o amintire, ca un reminder la tot ce... Înseamnă nevoia aceasta de ajutor pe fiecare din clipurile noastre, video, pe fiecare din emisiunile noastre. La final veți vedea, stimați respectori de fiecare dată un mesaj. Emisiune realizată cu ajutorul Societății Misionare Române. Asta pentru a vă uh, aminti și dumneavoastră și, bineînțeles, și nouă, că uh, împreună suntem o echipă, o echipă pe care uh, o vedeți și în formatul acesta, și este, să spunem așa, o amintire pentru noi, o reamintire pentru noi și pentru toți cei care ne urmăresc că, dacă pot și dacă doresc, se pot implica cumpărând cel puțin o carte din când în când. Asta înseamnă că o carte cumpărată înseamnă o Evanghelie dusă cuiva, fie că este România, fie că în o altă zonă din afara, da. din afara țării. Pe mine mă doare sufletul să văd cărțile în depozitul nostru. Nu neapărat din cauza că vreau să obținem venituri din cărțile acelea, ci pentru că vreau ca cele cărți să circule, să fie distribuite și să nu stea în depozit. Așa că ajutați-ne, scoateți-le din depozit. Slavă Domnului! Așa să facem și așa să ne așteptăm Dumnezeu. Valeriu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o încântare, o încurajare, în primul rând, și de asemenea îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care să spunem așa, ne l-ai acordat A avut o agenda atât de plină uh, ai venit uh, cu un scop anume pentru a ajuta mai departe lucrarea, mulțumim că din timpul acesta pe care Dumnezeu ți-l-a dat ne da și nouă o, o bucățică din el și eu mulțumesc pentru invitație, întotdeauna o plăcere să vin aici la studioul vostru și e o plăcere să stau de vorbă cu tine și cu uh, telespectatorii producenți media Slavă Domnului! Dimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!